Scopul acestor chemări la DNA este unul electoral în folosul domnului Traian Băsescu și a partidului prezidențial. Trocul este următorul. DNA îi va chema pe aici pe toți adversarii politici ai domnului Băsescu ca să-i murdărească, iar domnul Băsescu îi va menține în funcție pe șefii DNA, chiar dacă au rezultate dezastruoase. Fiți siguri că nu o să îi vedeți prea des pe aici, pe prietenii domnului Băsescu. Ce ați făcut astăzi aici, concret? Pentru ce vă aveți surse foarte bune în DNA și eu sunt sigur că o să vă informeze, așa cum v-au informat și despre vizită, a da? Vreo declarație? N-am dat nicio declarație, mulțumesc. Mulțumesc. Vi s-au adus explicații? Mulțumesc mult! Ce aveți de spus de acuzație?